Element în direct, așa cum v-am promis, vorbim despre turism. Alături de noi este domnul Lucian Stanciu, director comercial a celui mai mare lanț hotelier din România, Unita Turism. Perfect. Am prezentat corect? Da. Ai crezut tu că vorbim de turism? Eu l-am chemat pe Luci așa că nu l-am văzut de mult. Eu cu Luci am fost, apropo, până revenim la turism, eu cu Luci am fost colegi de liceu și chiar de clasă și ca să vă spun o povestire foarte tare. Mai ai fost de bancă cu el. Și de bancă am fost, și de bancă am stat. Banca din parc sau? Nu, pedepsea și de punea în ultima. Se punea, Palioca zicea, domn profesor zicea, trece bancă cu Stanciu. De ce? Că eu eram varză la matematică, el era cel mai bun din clasă și ne punea și venea Palioca, aruncat catalogul și cea lucrare. Și toată lumea își găsea un loc cât mai aproape de Luci. El întotdeauna, îți dai seama că n-avea cum să, orice îi dădea la matematică și toți copiam, știi, și pac, copia de la unul, de la cât puteai și bă, de unde ai exercițiu? E de la Stanciu? Da, atunci e bun. Că erau mai multe surse. Puteai să copiezi de la Boșorogan, de la Stanciu, era pe surse. Și dacă nu era cel mai bună lucrare, era așa și nota, știi? Era de-a lui Stanciu, erai pe acolo. Tot ce trebuie. Luci, mă bucur că ne-am revăzut după atâta mare de vreme. Și eu să știu. Pe tine te știu, har domnului, de atâta mare de vreme. Cu Cipri am fost colegi, dar nu la școală. Doar cu Alexandra, nu prea. Da, e târziu. Elementul de noutate. Da, dar nu e târziu. Uite, Alexandra, nu? Ai văzut ce colegi că lumea avea? Da, am văzut. Totdeauna, cei mai tari. Luci, hai să vorbim și de turism. Între timp ești, așa cum spunea colegul, cum ai zis, mă, director comercial? Exact. Așa scrie pe cartea de vizită. Foarte bine, așa și trebuie. La Unita Turism, un lanț hotelier de câte hoteluri aveți? Este cel mai mare lanț hotelier privat din România, 25 de hoteluri în total, din care pe sezon 20 funcționale. În Deva aveți câteva? Două, Sarmisu și Deva. Celebrele. Tu ești, da? Celebre și cele mai cele mai vechi, vechi, da. Și mai avem în Cluj-Napoca Belvedere, care... Bă, chiar Belvedere ăla a fost... Chiar Belvedere, care tocmai ce s-a terminat de renovat, reclasificat la 4 stele, simbolul Clujului, l-am redat Clujului. Belvedere este cel mai, cum să zic eu, cine știe Clujul, din Cluj te uiți și vezi. Și toată lumea se întreba pe vremuri, oare a cui e vila? Că așa, știi? De fapt, este chiar un simbol al Clujului, cel mai tare hotel. De cum te duci în Timișoara și te cazezi la Conti, că așa sună bine, așa pățești la Cluj, la Belvedere. Belvedere. Da. Câte stele are Belvedere? Patru acum, de vinerea trecută, are patru, jumate din hotelii la 4 stele, restul la 3 stele, ca să păstrăm și turiștii de 3 stele, dar tot hotelul e super renovat. Este un spa, cum sunt puține în România, la Belvedere, cu piscină, cu absolut tot ce trebuie și cu tarife pe măsură. Acum asta este, da, ca să spunem și ca și zonă de influență, Clujul înseamnă în multe locuri, tu ai călătorit foarte mult, ai văzut că de cele mai multe ori și turismul automat se dezvoltă în locuri cu unde se fac investiții mai mari și corect. Clujul este unul din zonele. Clujul e al doilea oraș al României, clar după București, din toate punctele de vedere, și economic, și la populație, și la, ca și centru universitar, poate chiar salarii. Primul. Salarii, chirii, impozite, tot ce trebuie, așa. Fantastic. Mai avem în Cluj un alt hotel simbol al Clujului, Hotelul Sport. De lângă arena, de lângă Cluj Arena, avem campingul din Făget și avem o stațiune foarte frumoasă, Fântânele Beliș, la 40 de kilometri de Huiedin, foarte frumoasă, în Apuseni. Da. Aveți și pe litoral, dacă nu mă înșel? Pe litoral avem 3 hoteluri în Mamaia, Comandorul, Amiralul și Orfeu. Avem fosta stațiune Olimp, actuala stațiune, dar a fost Olimp celebru, Belvedere Panoramic Amfiteatru. Bă, să nu-mi zice la Panoramic, ba, acolo. Da, cel toate. Mai tare, foarte da, tare. Da. Chiar era vârful turismului românesc pe vremuri. Da. Avem Onyx și Safir în Cap Aurora. Avem hotele Greta la Tulcea, avem un simbol a Iașului lângă Palatul Culturii, Hotel Moldova din Iași, avem... Unde ai niște amintiri plăcute cu Iașul. Aoleu, cea mai tare excursie din liceu, da? Da. Când... Pe clasa 12 am făcut o excursie la Iași cu Luci și am plecat din Deva seara la 9, a venit ziua, a venit seara, a venit iar, dar ne-am tot plimbat și am zis că la un întrebat ne-am dus să întrebăm pe dirigentul, domnul profesor nostru, la Moscova, încotro, unde e Iașul ăsta? Pe unde s-a mutat? Am mers, frate, cu un tren, de ne-am tot dus. Ce două zile? Două zile, două nopți. Spunem și ce-a făcut la Simeria domn profesor.
domnul Palioca. Mă, nu spuneam. A făcut inventarul la sticlele cu diverse lichide pe cu care lichide, le-a dat. Da, da. Cu... Ne ajungeau pentru o săptămână. Da, ne-am dus acolo, dar vreau să zic că am prins, frate, o cantină. Am stat într-un internat. Într-un internat. Și un internat din Moldova. Și ne-au cazat acolo. Și ce mâncare ne-au dat la cantină, deci dacă apucam, noroc că am avut bani la noi, că dacă mâncam de la cantină nu mai eram niciunul pe aici dintre noi. Dar cam asta era ideea, asta se întâmpla pe vremuri. Ne-au dat spanac cu oțet și pireu cu oțet. Da. Coțet. Să fie acru. Da. Să fie acru ca să fie sigur. Știi? Dacă e ceva, moare. Moare și clientul, moare și bacteria. Așa era modelul atunci. Știi că am plecat de la Iași rupt de oboseală. La Iași nu s-a putut dormi, că n-aveam cum, sub nicio formă. Nu era voie să dormi așa. Și dormeam pe tren ca disperație și la un moment dat se trezește Dragoș în compartiment și zice: "No, haideți toți acum la geam să vedem în față că acum trenul pleacă lateral." Da, bine, eram foarte obosit. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Da. Așa. A fost lucruri foarte fain. Da, pe bune, deci era... Da, păi băi, da, dormeam acolo, mai știam pe ce planetă suntem. Și am zis, nu, hai că trenul o ia invers, merem încolo. Și a fost una dintre punctele forte ale excursiei noastre. Da, Luci, zim de turism, o să te-aș întreba și de Deva, dar e cumva pleonat, cu toate că în ciuda acestor minunate lucruri pe care le știm noi de când ne-am născut și le avem aici în Deva, turismul în Deva e pleonat, din păcate. De ce? Uite, o să spun lui Luci. De ce a rămas la stadiul acesta? A rămas, da. Nu-i pleonat, e antinomie. Adică nu se împacă cele două. Pleonasmul ar fi dacă Deva ar fi super turistică. Dar noi. Am înțeles. N-am să înțeleg încă de ce totuși avem câte ceva de arătat, nu știu de ce nu se face nimic. Bă, uite, tu ai fost foarte mult, ai stat o vreme și în Austria, ai văzut. Au ei acolo, frate, vă dau un exemplu, un oraș are și nume ciudat, Melk. Zici că e... Bun. Îți dau dreptate. Da, ce au în Melk? Bă, dar Melk, cât e Melkul? Hai să fim serioși. Cât Melk? Orășelul e cât un sat. E cât? Ce Simeria? E nimic. Simeria e city. Mare, dă-i city. Melk e Șoimuș. Dar vreau să zic că la Melk, fac pariu că au mai mulți turiști decât la noi. Oho. Ce grad de ocupare au hotelurile voastre cu Moldeva? Acum în Deva, destul de bine stăm, dar nu... Tranzit. Nu, da, numai pe tranzit. Nu suntem fericiți exact din motivul ăsta, că doar tranzitul și rar turismul de business. Din păcate văd că nici business nu cred că se mai prea face la Deva. Tranzit. Și acum o să dispare și tranzitul cu autostradă. Este că marele pericol pe care o paște pe Deva este finalizarea autostrăzii. Chiar mi-au comunicat marile agenții de turism din țară, care sunt clienții noștri și de la ei abundența de autocare și la Sarmi și la Deva, spus, ei când e gata Nădlag Sibiu, la revedere, oricât am fi și de prieten și de orice, n-avem după ce, la Sibiu. N-avem de ce să ne dăm jos în Deva, mai ales că nu aveți legătură la autostradă, că să fim serioși, Deva nu are legătură nu are. Autostradă. Deci ne ducem direct la Sibiu și la revedere. Deva mai are o problemă și anume Hotel Sarmis. Un arhitect inteligent, nu știu cine este, a făcut o parcare în care... Intersecție. Ca să faci cum la poți stânga... Să intre, cum poate să intre un autocar... Care vine asta trebuie să o bagi la știați că... Cum poate să intre un autocar la Sarmis? Ei, nu este bordură. Nu, e un algoritm întreg. Ca să intre, spune. Deci dacă vine dinspre IPH, dinspre Cal, spre Sarmis, n-are nicio șansă să facă sub nicio formă. Merge până la Hotel Deva, face sensul giratoriu, se întoarce și cu chiu cu vai ajunge și în parcarea noastră. Ei, când se plece, nu mai ai... De aici chiar acolo, nu mai are nicio variantă, că n-are cum să iasă să facă dreapta și atunci noroc au perne de aer, îl ridică pe perna de aer și trece frumos peste bordură, peste două zona verde. De bordură, da, și iasă până la urmă. Deci asta, nu știu, poate primăria vreodată ia în calcul. Oricum, acele îngustări și așa strada e strangulată. Nu și-au rostul acolo. Dar nu prea poți nici cu mașina să ieși din parcare. Și cu mașina. Păi mașina acolo, mică. E acolo sensul ăla obligatoriu la, pe aici, așa, la dreapta și tot îndoit și se vede că era bine. Păi nu prea ai cum. Nu. Apoi autocarul, ce să mai zic. Asta ar fi una din problemele orașului. Apoi, cum spui tu, autostrada ne îndepărtează. Plus că nu numai că nu e asta, dar dacă mergi pe autostradă, v-ați urcat vreodată pe autostradă, să mergeți înspre Orăștie. Și ce frumos se vede cetatea și orașul. Și dacă vii dintr-o țară străină, oare ce e aici? Nu avem
nimic. Deci, dar mai grav, am venit acum, e aproape finalizată intersecția și legătura pe autostradă la Sebeș. Apropo, Sebeșul are 3 intrări pe autostradă. E mai mare ca Deva, îmi pare rău. Da. Și te urci pe autostradă și toate indicatoarele te trimit spre Orăștia Nădlag. Deva nici măcar nu apare pe indicator. Deci punctul important e Orăștie. Orăștie, sigur. Bun. Bun asta. Și bun, atunci, și atunci da. Vii și te întreb oare de ce să punem Deva, pentru că și acum îți spun, îmi vin autocarele, mănâncă seara, mănâncă micul de, dorm, micul dejun și pleacă. Și la revedere. Dar Luci, nu există cerere, eu vorbesc cu diferiți agenți de la agențiile de turism, dar toată lumea din care au agenții de turism din Deva și în zonă, toți vând devenilor să plece, dar nu am auzit pe nimeni să aducă turiști în Deva. Normal, nu din Deva duci turiști în Deva, Deva ar trebui promovată la un asemenea nivel încât oamenii să cunoască, să știe că au ce vedea, să știe că totuși este ce, și aici ce face în Deva, să ceară în agențiile din orașele lor de unde locuiesc sau agențiile să fie interesate să vândă Deva. Și se pot face pachete, dacă ar fi o coordonare bună la nivel de județ, să spunem, nu știu, Consiliul Județean, nu Prefectura, să vinzi pachete. Pachete ale județului Hunedoara, o zi, două la Deva, cetățile dacice, castelul, Ulpia Traiana, Sărmise, Getuza, castelul din Carpația lui Jules Verne, biserică. Cile, nu numai cea de la Densu și aia din Ostrov și cea din Jules Strei. Verne, da, Abraham Stoker, că e, nu? Corect. Ai văzut, venirea aia din America, auzirea de castel și au venit să filmeze. Exact, apoi, exact. Unde a fost închis Vlad Țepeș, nu? Da. Și ăla e suficient să... Așa. Dar totul trebuie făcut, gândit de la nivel... Nu neapărat nivel de județ. Ar trebui cumva adunați la un loc oamenii din turism. Eu am mai propus la o altă televiziune, ar merita format un fel de consiliu consultativ a turismului, ceva care el să decide ce este bine, că nimeni nu-și poate aroga calitățile necesare ca să decide ce trebuie făcut pentru județ. Nu, trebuie adunați toți oamenii din turism, puși la masă, găsite soluțiile care sunt, pot exista și după aia început o promovare profesională. Chiar oamenii ăștia pot fi adunați într-un fel de asociație de genul Turismus Verband din Austria. Da. De fiecare dată spun, turismul nu e o chestie care trebuie să o reinventăm. Aia, și mai ales Austria, că noi predam lecții de turism pe vremea corect, lui Ceaușescu. Corect, de la noi au învățat să facă turism și spanioli și francezii. Da. Să zicem că ne-am pierdut experiența undeva pe drum, da. Așa pe drum, dar avem aici la câteva sute de kilometri pe austrieci care fac turism de mult și îl fac bine. Nu trebuie să inventăm noi din nou turismul. Toată lumea s-o plimba prin Austria, dar nimeni nu ia cei buni de acolo. Aici nu intrăm în detalii, că ar trebui și curățenia din Austria. Da, curățenia în primul care rând. Care este trendul în ultima perioadă? Lumea care merge în turism de business sau de tranzit se cazează la moteluri, pensiuni sau la hotel? Depinde. Oamenii care țin la ei și așa preferă hoteluri sigure și celebre și așa. Oamenii care au nevoie, să spunem, de ca să-și acopere o diurnă, să-și pună în cazare mâncarea sau să le introduci și băutura și așa, aleg pensiunile, motelurile, unde se pot face aceste mici învârteli. Într-un lanț hotelier, cum suntem noi, sau hotelurile serioase, lucrurile astea nu se practică. Dar eu am văzut și undeva. Lumea, în general, caută un hotel, caută să fie, dacă are probleme și business, caută centrală. Să fie central, undeva cazat. E greu, cu spațiile de parcare, deja e cam București și undeva. Să te miști cu mașina, devine deja dificil. Cel mai bine să ajungi, să lași mașina în parcare, îți rezolvi problemele. Da. Ai văzut că în ultima vreme, și cu toți care vorbesc, mă duc acolo. De ce te duci, mă, acolo? Au all inclusive. Bă, deci când au dat asta cu all inclusive... Avem și noi la mare. Da, păi, na. Păi, e asta cu all inclusive. Știi de ce avem all inclusive la mare? Că se cere, probabil. Exact. La fel, știi de ce am majorat pentru la anul prețurile, de exemplu, pe litoral? Nu. Că se cere.
Se cere, nu? Corect. Dar, Luci, apropo de mare, voi aveți, mai enumerat foarte multe hoteluri. 8, doctora. Ce se întâmplă cu... De ce s-a creat... Hai să fim serioși, că litoralul românesc, eu țin minte anii 70-80, era floarea... Europe, da, dacă vrei, da, din punctul ăsta de corect. Vedere. Poate, de... poate Nisa cu Monte Carlo mai semănau, da, cu Olympus, să spunem. Da. Dar ce s-a întâmplat cu... Uite, când mă uit cu nostalgie la Neamărit Miliardar, da, și văd Capa Aurora și Olympus. Olympus. Exact, acolo a fost, da, filmat. Da, da, da. Plajele pline, servicii, tot ok, și acum s-a creat un pol acolo la Mamaia, că e buricul târgului, și mai e ceva. Și în rest au rămas toate, Euforie, Jupiter, Neptun, ce mai este pe acolo, au rămas așa, în paragină, chiar am văzut. Oarecum încremenite. Exact, dar de ce? Că litoralul, 244 de kilometri de litoral, nu e o stațiune. Cred sau că, două. Cred că e cel mai bun exemplu din... despre ceea ce poate face promovarea agresivă și focusarea pe o anumită, un anumit target. Vreau să fac din Mamaia cea mai tare stațiune și-o spus Mazăre odată într-o dimineață și-o reușit. Da, dar și dincolo sunt primari. Nu e singurul, nu? Da. Ar trebui, da, și restul să... Acum, anul ăsta, început să se miște target ceva și în sudul litoralului. Toate stațiunile de la Costinești în jos, deci Olimpul, Neptunul, Jupiterul, Saturn, Capa Aurora, Venus, Saturn, toate țin de Mangalia. Și a început să mai miște. S-au curățat bălăriile, s-au mai aranjat, da, da, gândește că e la început, adică... Deci îți primi pași. În sudul litoralului, încă... acum Mamaia se știe clar. Este stațiunea, în general, nord, unde avem și noi hotelurile pentru cei care vor cluburi și viață de noapte, gagici, da, și beutură. În sud este pentru... Balneoclimaterice? Așa, pentru oamenii mai cu puțin bani, dar să poată să meargă să le zică la prieteni. Am fost la Mamaia. Da. Da. Și în sudul litoralului, unde avem și noi hotelurile, încă nu se știe ce să vrea. Am participat la vara asta la câteva întâlniri. Vor să facă, de exemplu, Neptunul și Olympus stațiuni destinate preponderent familiilor. Am cu înțeles. Copii. Da. Ceea ce, deci, nu e rău. Nu, se caută o direcție, ceva de genul ăsta. Da, Luci, la final, am mai fi avut multe povestit, dar te mai chemăm, dacă îți place la noi. De câte ori sunt Deva, cu drag. Când îmi la place, Deva, îmi place la, îți place la noi, atunci te mai așteptăm. Mulțumim tare mult, ne revedem mâine dimineață într-o ediție de Weekend, din nou cu fete frumoase și multe de această dată. Pe mâine, pa, pa.